Este astăzi lăcașul cărților, locul unde lumea este nemărginită și încă necunoscută în totalitate. Clădirea care adăpostește astăzi o secție a Bibliotecii Județene Ia Basarabescu nu a avut dintotdeauna această funcționalitate, ea fiind construită după primul război mondial de Banca Națională a României pentru a servi ca sucursală. Povestea din momentul ridicării imobilului și până astăzi ne-a dezvăluit-o muzeograful Emil Păunescu. Clădirea care găzduiește acum secția de împrumut a Bibliotecii Județene Ia Basarabescu este ridicată ca sediu a sucursalei Băncii Naționale a României. Probabil în deceniul al treilea al secolului trecut, după primul război mondial, e construită în stil neoclasic, are o personalitate care era cât poate să dispară după 1990, când conducerea băncii a încredințat renovarea clădirei unei firme din Bolintin Vale și meșterii, într-un elan de modernizare, au vrut să dea jos profilele de la ferestre, ceea ce ar fi mutilat aspectul clădirii. După ce banca s-a transformat la nivel național și și-a închis majoritatea sucursalelor, clădirea a devenit liberă datorită unui Giurgiuvean, economistul Decebal Urtea, s-a reușit obținerea spațiului cu chirie, cu o chirie modică pentru bibliotecă care în momentul acela nu avea sediu. Astăzi, clădirea adăpostește un fond de carte ce cuprinde aproximativ 130.000 de volume și este întreținută de această instituție. Thank you.